eu sunt bună să dau sfaturi de călătorie, nu de ținute, așa că astăzi am cerut din nou sfatul specialistului. Irina, redactorul șef at Some Style, îmi va propune câteva ținute pentru destinația de revelion pe care am ales-o eu, dar și câteva recomandări pentru voi în funcție de ceea ce veți vrea să faceți pentru noaptea dintre ani. Ce ținută alegem dacă ne petrecem revelionul la o cină în capitală? În primul rând trebuie să aflăm dacă evenimentul impune sau nu un dress code. Dacă impune un dress code, cel mai elegant dress code care se practică de obicei în restaurantele din București este black tie, cel care impune de obicei o rochie lungă de gală, însă în situația în care nu există un dress code, putem alege o ținută de cocktail cu o rochie de o lungime medie sau chiar scurtă, fiind un material cât mai noastră este să petrecem în stradă. Cum ne îmbrăcăm? Să putem și sărbători, dar nici să nu ne fie frig. Desigur, în această situație accentul se pune pe confort, așa că am putea renunța la rochii. În favoarea unui pantaloni din materiale precum brocat, poate chiar piele. Este un material foarte versatil. Putem să alungăm o bluză dintr-un material fin, un panton din stofă și desigur, dar cum ne îmbrăcăm dacă alegem o destinație exotică și primim noul an direct pe plajă? Desigur, dacă mergem pe plajă, atunci este esențial să renunțăm la ropuri. Din fericire, găsim pe piață suficient multe modele de sandale cu aplicații strălucitoare, precum pietre sau poate din materiale strălucitoare, cu scripici sau paiete. În partea de sus a ținutei, putem alege o rochie lungă, vaporoasă, din material subțire, poate matase, în culori aprinse sau culori deschise și, desigur, nu putem renunța la accesorii, poate un colier statement, o brățară, o pereche de cercei candelabru, orice alegere poate fi bună, însă, desigur, nu toate deodată. Spune-mi dacă știi ceva superstiții vestimentare când vine vorba de revelion. Da, există câteva superstiții vestimentare. Europa, poate cel mai cunoscut este cel cu obiectul roșu, obiectul vestimentar roșu, ce aduce noroc în dragoste. În Brazilia, din câte știu, oamenii obișnuiesc să poarte alb pentru a atrage energiile pozitive în noaptea dintre an. În România și din câte știu nu numai, se obișnuiește ca ținuta să conțină cel puțin o piesă nouă pentru a începe anul cu dreptul, desigur. Și probabil că știți că accesoriile, printre accesoriile,